Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți știri și evenimente locale. Fără îndoială ați aflat cu toții de conflictul ce a avut loc săptămâna aceasta în fața primăriei. Până când justiția își va spune cuvântul, cazul nu necesită comentarii. Am venit și mă bat unul într-un moment. Dar ce? De vis că eu ne-am interlocut fără de ușă, în fața primăriei, vreau să mă lovească, dar în mașină eram la volan. Dar pe ce motiv? Nu știu, întrebați-o pe tine. Are o cauză ascunsă, ceva. L-a chemat cineva din primărie, nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Mi-a rupt și dintele. Chema salvarea să merg. Nu știu, eram la volan, nu știu de ce. Aveam... Da, ați venit la primărie, ați ieșit din primărie. Am ieșit primărie, sunt salariatul primăriei. Sunt momentan în concediu fără plată, autosuspendat. Am venit să vedem schimbările de legislație, ceva. Am o problemă personală. Un caz de o criminalitate deosebită de asta. Eu eram în birou la urbanist și am ieșit afară și atunci am văzut că la o mașină era o persoană înghesuită în mafundul, se vedea din mașină și mi s-a părut suspect. Când m-am dus, era o persoană care vă poate spune ce în cauză, îl strângea la gât, îl omorea la volan acolo. Categoric, sunt om cu suflet, am luat și am încercat să dispar, să văd ce este. După care am primit și eu o lovitură în nas, m-a amenințat cu moartea, cum mă omoară, să lăs în pace și nu mă fac. Și l-am întrebat ce am avut cu el ca să adreseze și să mă lovească. Și a spus că te omor și pe tine și pe familia ta. Am cine era? Lemișoschi, care se ocupă cu piața liberă de aici, prin oraș, nu mai știu ce se ocupă. O să vedem. Dar ce-au văzut ochii mei, vă pot spune că este o situație deosebit de gravă. Gardianul, mai intervenit sau da, cineva? Da, am stat să vină ofițialul țăriștii de femeie de la poartă. Era ăsta, Paraschi, din câte spune respectiv, am înțeles că chiar el a fost cazul important, cărămit Paraschi, pentru că se află într-o dispută, care pe mine nu mă interesează cu respectiva persoană, dar situația e destul de gravă. Bună ziua, doamnelor și domnilor, Stop Cadre de Oțean a ajuns acum la rubrica Invitatul emisiunii. Spunem așadar, bun venit în Stop Cadre de Oțean, jurnalistului Florin Cotos. Bună ziua! Am decis ca dumneavoastră să fiți invitatul acestei săptămâni, pentru că aici, pe săptămânalul de Rădăuți, scrie numărul 200, anul 4. Felicitări pentru faptul că ziarul nostru de Rădăuți a ajuns la numărul 200, a rezistat 4 ani și doresc și abia începutul și ziarului și redacției mult înainte. Mulțumesc, mulțumesc mult! Este numărul 200 o ediție jubiliară, este o ediție festivă sau prezintă evenimentele acestei săptămâni? Nu, numărul 200 este numărul 200. Pentru noi este un eveniment pe care trebuie să marcăm pentru simplu motiv că săptămâna de Rădăuți deja marchează un prim record local, dacă vreți. Este primul ziar local cu periodicitate săptămânală care ajunge la numărul 200. Este primul ziar local color în 16 pagini. Asta deja de la 201 ne batem propriul record. Diferențele între săptămânalul care a apărut firav acum 4 ani și cel de acum. Au fost momente în evoluția noastră, dacă vreți. Da? Săptămânalul de Rădăuți a început cum a început, în 8 pagini, în care două culori, cu posibilitățile pe care le aveam la acea dată. Important este că am reușit să mulțumim cititorii care ne-au ajutat astfel să creștem, să ajungem la 16 pagini, în care 8 culori, să ajungem la numărul 200. Să rămâneți în continuare la un preț pentru toate buzunarele. Numai noi știm cum reușim să-l păstrăm la un leu, în condițiile în care toate celelalte ziare de pe piața locală fie își micșorează numărul de pagini, fie cresc prețurile. Deocamdată, săptămâna de Rădăuți rămâne la un leu și în 16 pagini și 8 culori. Cui se adresează săptămânalul de Rădăuți? Pentru că dacă pe manșeta de sus scrie de Rădăuți, ei bine, găsim de multe ori știri și evenimente, reportaje, anchete din zona. Săptămâna de Rădăuți, așa cum am spus de la început, este un ziar 100% local, numai că rădăuțienii, cei care ne citesc, sunt extrem de exigenți cu informațiile.
Bineînțeles că cele mai multe informații sunt din Rădăuți. În schimb, cei care plătesc un leu pentru a cumpăra săptămâna de Rădăuți doresc mai multe informații. Iar noi avem obligația să le dăm cât mai multe informații și cât mai bune. De aceea, odată cu creșterea numărului de pagini, am fost obligați să aducem colegi noi în redacție, să acoperim mai multe zone, să abordăm subiecte și în afara Rădăuțiului. Să aducem colegi noi în redacție. Cine face parte din redacție? Cine este săptămânalul de Rădăuți? Săptămânalul de Rădăuți nu putea apărea pe piață dacă nu reușeam să formăm o echipă redacțională cu absolut tot ce avea mai bun Rădăuțul la acea dată. Da? Nu cred că a fost vreun coleg capabil să redacteze un text, să documenteze un subiect și să redacteze un text care să nu vină la săptămânalul de Rădăuți. Toți cei care au crezut în proiectul nostru s-au alăturat nouă și am reușit să punem pe picioare proiectul săptămânalul de Rădăuți. Plecând, dacă vreți, de la dumneavoastră care aveți un rol extrem de important în editarea ziarului, în sensul că la acea dată a contat enorm de mult, continuăm cu Luigi Bărăgoiu, care scrie și la Monitorul Suceava acum, Alina Nițoaiei, cu Corvin Bejenaru, la Crai Nou, evenimentul de Iași. Așa, cu Corvin Bejenaru, profesorul Petru Ciobara, Loredana Jvedunea, care s-a alăturat nouă acum un an, care trimite corespondențe și la Radio Impact. Bineînțeles, sunt și alți colegi care lucrează în alte departamente, la Tehnic, Dan Bilauca, la Publicitate, George Tazbihli. Deci e o redacție solidă, care da. Își propune ca în fiecare săptămână să aducă pe masa rădăuțenilor știrile tipărite fierbinte și mirosul de tipar. Cum este mirosul de tipar? Costisitor? Foarte costisitor în perioada asta. Foarte costisitor. Dar eu provin din corpul redacțional. Mie trebuie să-mi placă în primul rând știrile. Dacă avem o informație bună, nu mă mai interesează prețul, cu ce costuri aducem pe taraba această informație. Pe mine mă interesează că la Rădăuți consumatorul de presă să aibă cele mai bune informații redactate cât mai bine. Într-adevăr, în ultima perioadă costurile au crescut din mai mult considerente. Avem și prieteni în localitate care ne ajută să creștem cheltuielile. Asta este. Am vrut să facem să punem pe picioare un asemenea proiect. Trebuie să-l ducem până la capăt fără să ne plângem. În schimb, avem un suport extraordinar de mare din partea cititorilor. Dacă nu erau cititorii, săptămânalul de Rădăuți nu ajungea la numărul 3. Cititorii care de la săptămână la săptămână se înmulțesc, ne-au ajutat să ajungem la numărul 200, ne-au ajutat să mărim tirajul la niște cifre la care nici nu visam în urmă cu 4 ani, ne-au ajutat să extindem deja distribuția în tot județul, ne-au ajutat să fim priviți cu alți ochi de marile agenții de publicitate, de marile agenții de presă. Pentru mulți suntem deja un partener de nelipsit. Am văzut că săptămânalul are aceeași siglă de la început. Am văzut că este scrisă cu albastru și cred că este normal să răspundem celor care se întreabă de ce este scrisul cu albastru și de ce nu este roșu sau de ce nu e portocaliu pentru că se poartă. Ce orientare? Nu. Există în spatele săptămânii. Albastru, sianul, am ales din considerente strict, de design odată și apoi de marketing. Da? La data la care noi am apărut cu săptămânalul de Rădăuți, dacă vă uitați la o tarabă, toate titlurile erau cu roșu. Ca să încercăm să atragem atenția asupra ziarului nostru, am hotărât la acea dată ca să avem titlul scris în albastru. Nu avea nicio legătură, nici nu știu dacă la acea dată era vreun partid care avea așa. În orice caz. Evoluat în scena politică și astăzi? Astăzi e albastru pentru că rămâne albastru atât timp cât vom hotărâ. Vom crede că albastru nu mai ne reprezintă și... Dacă ziarul are orientare. Eu am înțeles. Nu are nicio... Bun. Are orientarea politică a rădăuțeanului. Da? A cititorului de presă scrisă. Bun. Rădăuțiu de mult timp este polarizat și au fost multe discuții săptămânalul acuiste. A unuia, altuia dintre actorii politici locali. Este greu
să umbli în continuu pe muchie, să rămâi imparțial. În Rădăuți... Oricum vei fi totdeauna tabăra adversă, va spune că ești acelui nou. În orice caz, de fiecare dată când scriam de rău despre primarul Frunză, eram clar un ziar al Olărean. În momentul în care scriam de rău despre atunci deputatul, mai nou primarul Olărean, eram în mod sigur al Frunză sau mai știu eu cui. Pe noi ne-a bucurat genul ăsta de reacție. Înseamnă că, la un moment dat, simțeau că suntem acolo la mijloc. Suntem acolo unde ar trebui să fie orice ziar care se respectă și care își respectă cititoare. Că, de fapt, despre asta vorbim. Nu am o rubrică care să se numească Revista Presei și asta întrucât atunci când emisiunea mea apare pe ecran, cititorii au citit de mult evenimentele prezentate în săptămânal și aș veni cu ceva pierdut. Totuși, pentru că este numărul 200, spuneți cititorilor ce conține ziarul de astăzi. Evenimentul săptămânii, scandalul din fața primăriei, unde protagoniști au fost viceprimarul, un director din primărie și un alt personaj care devine din ce în ce mai cunoscut în municipiu. Subiectul a fost tratat pe larg în media județeană și națională săptămâna trecută. Noi am venit cu elemente de noutate în caz ce se întâmplă după. De asemenea, avem toate celelalte subiecte locale pe care le-am considerat noi interesante. Sunt convins cititorii noștri deja le-au cumpărat până la ora asta. Au cumpărat până la ora asta ziarul și le-au citit. Vreau să vă spun că săptămâna de Rădăuți încearcă în fiecare săptămână, dincolo de a prezenta evenimentele care au loc în localitate, să creeze, să genereze subiecte de dezbatere publică, de căutare. Este cea mai mare provocare pentru noi în acest moment. După ce am ajuns la 16... Ce provocare ar avea legea pumnului pentru cei care citesc? Faptul că s-a întâmplat sau cine au fost eroi? Legea pumnului ar avea... ziua în amiaza mare și în fața primăriei. Efectiv nu vreau să comentez. Avem de-a face cu trei dosare penale aflate în cercetare în acest moment. Cu cel puțin două versiuni diferite. Deja având experiența cel puțin 10 ani de tot felul de evenimente de genul ăsta, chiar prefer în această situație să lasă autoritățile să-și facă treaba. Presupun că adevărul este undeva la mijloc. Dacă cineva vreodată va vrea să afle care este adevărul. Dacă ajungem să ne batem în fața primăriei, parteneri pentru ziarul săptămânalului de Rădăuți. Cine sunt parteneri? Tot ce înseamnă, avem o dată cel mai important partener, spuneam, cititorii. Sunt cel mai important, reprezintă cel mai important partener pentru noi. Apoi, tot ce înseamnă mediul de afaceri. Este în atenția noastră, nu numai prin prisma colaborărilor pe care le avem în zona de publicitate. Iar săptămâna de Rădăuți a devenit chiar de la primele numere un important suport de publicitate în piața locală de publicitate. Și aici, ajungând la 16 pagini, cum vă spuneam deja, noi suntem obligați să venim în sprijinul partenerilor noștri, dacă vreți, din zona economică a municipiului. Trecem printr-o perioadă de criză, consumul scade de la o lună la alta, iar noi suntem obligați să venim în sprijinul lor, oferindu-le spațiu de publicitate cât mai ieftin și cât mai eficient. Și de asta... Afectează criza? Afectează pe toată lumea. Practic, pe noi nu ar trebui să ne afecteze. Și vă spun un lucru. Peste o criză vor trece bine cei care vor reuși să vândă. Vor vinde cei care vor avea publicitatea mai bună, vor ajunge la client mai repede. Deci noi, cu un suport eficient de publicitate, ar trebui să nu avem probleme de genul ăsta. Dar vă spun, așa cum toți partenerii noștri din Rădăuți, cititori, oameni de afaceri, ne-au ajutat până acum, când ei lor le era bine și noi eram în creștere, acum este datoria noastră ca în momentul în care am ajuns la o anumită stabilitate, să le oferim lor posibilitatea de a-și face publicitate la prețuri mai mici, cu eficiență maximă. Înțeles. În afară de știri, în săptămânalul de Rădăuți, de ceva vreme în urmă, se pot găsi informații generale de tipul magazin. Da. De ce?
Pentru simplu motiv că cititorii... Spațiu? Nu, cititorii noștri au dorit acest vor tot mai multe informații, cât mai multe informații. A, dacă am ajuns într-un timp relativ scurt, ca să avem cele mai multe informații locale, ca număr de pagini vorbesc, în momentul în care am ajuns la 16 pagini, noi aveam capacitatea de a umple toate cu informații numai locale, dar au apărut la Tarabă în special, că acolo avem pulsul cel mai bun la ceea ce facem noi, au apărut tot felul de alte nevoi. Și acum lucrăm foarte serios la o pagină de economie, de economic. Trebuie să specializăm pe cineva pentru că sunt extrem de multe informații din zona asta care trebuie valorificate, de care cititorii noștri au nevoie. La fel, avem în vedere o pagină dedicată turismului din zonă. La fel, cererea apare atât din partea clienților, cât și din partea celor care oferă servicii în turism. În școlile de jurnalist se spune că cea mai proastă întrebare este ce planuri de viitor aveți. Nu pot să ratez. În primul rând, trebuie să ne consolidăm atât în zona redacției, cât în zona vânzărilor. Apoi, o provocare extrem de importantă pentru noi în viitorul apropiat îl reprezintă abonamentele. Am reușit, după o lungă perioadă de timp, să ajungem la o înțelegere cu Poșta Română, iar de la începutul acestui an, toți cititorii noștri se pot abona la orice oficiu poștal din județul Suceava, la săptămânalul de rădăuți, plătind, trebuie să fac și o publicitate acum, cele mai mici prețuri. Da? Cu doar 4 lei, orice persoană din județul Suceava poate primi acasă vineri săptămânalul de rădăuți. Au fost eforturi deosebite din partea noastră pentru ca toate aceste taxe poștale să fie susținute de noi, fără să creștem prețul ziarului. În condițiile în care au crescut toate celelalte, au crescut hârtia, a crescut prețul banului, 4 lei pe lună. Da. Cu 4 lei pe lună sau cu 48 de lei pe an, oricine poate avea ziarul acasă. Deja ofertele noastre au început să fie extrem de interesante pentru cele aproximativ 1000 de societăți comerciale care activează în Rădăuți și care deja au început să se intereseze de abonamente, pentru că începem și noi să oferim tot felul de avantaje abonaților. Bineînțeles, pentru abonații noștri, spre exemplu, persoane juridice, avem tarife speciale pentru orice anunț de angajare, de pierdere și așa mai departe. Trebuie să venim în sprijinul clienților noștri. Ar fi una dintre provocări, spuneam abonamentele. Doi, consolidarea redacției. Când spun consolidarea redacției, mă gândesc la acele subiecte pe care până acum nu am reușit să le abordăm. Spuneam, pagina de economic, extrem de importantă pentru noi. Doi, pagina de turism. Obligatoriu, spuneam noi, până la vară va trebui să avem aceste două rubrici noi acolo. Un alt punct important pentru noi reprezintă distribuția în afara rădăuților. În afară de poștă vom avea deschise puncte proprii de difuzare, să spunem, a ziarului, în toate localitățile din zona Rădăuți în prima fază, iar Rodipetul ne asigură distribuția în tot județul. Iar dacă nu se întâmplă, știu eu, criza nu ajunge într-o anumită zonă unde așa, noi sperăm să creștem, nu atât, repet, nu vreau să... Ce tiraj acolo? Cifrele sunt confidențiale. Chiar nu vreau să vi le spun pentru că ele pot să aibă fluctuații de la săptămână la săptămână. În schimb, vă spun că am reușit să ajungem la niște cifre pe care nu credeam vreodată că putem să le realizăm la Rădăuți. Iar tot până la... Noi spunem că undeva la sfârșitul anului, sfârșitul acestui an, să ajungem să atingem cifra de 4.000-4.500 de copii pe săptămână, cu focalizare pe Rădăuți. Acea hârtie lucioasă, groasă, cu fotografii de calitate mediocră, a dispărut. Se pare că ziarul este tipărit în altă parte. Da, noi câțiva ani buni am tipărit ziarul la o tipografie din Suceava, care ne oferea în acea perioadă un preț
competitiv pentru ceea ce puteam noi să, să asigurăm la acea dată. Asta era, asta era situația. În județul Suceava nu este o tipografie rotativă care să permită să tipărească mai multe ziare, mai multe pagini și așa mai departe. Ei, anul trecut, în noiembrie, noi am ajuns într-o situație extrem de dificilă, în sensul că tirajul nostru creștea așa de mult, încât tipografia cu care lucram nu mai reușea să facă față comenzilor noastre, și, și la prețurile care ar trebui să ne, convină și nouă. Da. Și atunci am fost obligați să apelăm la o altă tipografie. Din noiembrie tipărim la, la Bacău, la tipografia Aletea, o tipografie de, de tradiție. Vreau să spun că am fost extrem de bine primiți acolo, în condițiile în care, prin comparație, să vă spun, înaintea noastră se tipărește Gazeta Sporturilor, iar după noi la tipografie intră ediția de Moldova a ziarului Ziua. Da. Rădăuțiu, în materie de presă, să știți că este apreciat nu numai în, în județ, la nivel național avem suficiente contacte și valoarea jurnalismului din Rădău, să știți că este recunoscută, peste tot. Bun, și felicit pentru numărul 200. Mulțumesc. Sper să ajungeți la numărul 400 și tot așa în progresie să crească tirajul, să aveți mai mulți cititori și de ce nu o redacție, cum vă doriți dumneavoastră, mult mai solidă. Mulțumesc mult! Fabrica Eger a primit în această săptămână vizita prim-ministrului Emil Boc. Mult stimate doamne și domni, mult stimate domnule prim-ministru, mult stimate domnule ministru de Interne, domnule prefect Popescu, domnule președinte Flutur. Dass Sie uns hier im Werk Radau besuchen. Este pentru noi, pentru firma Eger, pentru familia Eger, o mare onoare când dumneavoastră ne vizitați astăzi. Für die Mitarbeiter ist es eine Motivation und eine Auszeichnung, die sicher nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Pentru angajații noștri, pentru colaboratorii noștri, aceasta este o, un motiv, este o motivare care le va rămâne mult timp în memorie. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich dabei auch kurz halten, um den hier anwesenden Repräsentanten dafür zu danken, dass uns dieses Vorhaben überhaupt möglich wurde. Vreau să mă folosesc de acest prilej să mulțumesc tuturor reprezentanților pentru faptul că această intenție a noastră a putut fi materializată. Wir haben hier in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, den Genehmigungsbehörden, den Repräsentanten innerhalb kürzester Zeit das modernste Spanplattenwerk Europas oder der Welt gebaut. Am avut aici posibilitatea, cu sprijinul autorităților locale, a reprezentanților diferiților autorități, să construim într-un timp record, într-un timp foarte scurt, cea mai mare uzină de fabricare a plăcilor presate. Dieses Werk ist mittlerweile in den Händen der rumänischen lokalen Mitarbeiter und des rumänischen Managements. Această întreprindere este a ajuns acum pe mâna colaboratorilor, angajaților români și a managementului românesc. Un puternic grup economic, Eger, investește în acest an numai 53 de milioane de euro. Asta ce înseamnă că valoarea totală a investiției, dacă n-am greșit, este în jur de 300 de milioane de euro, cu peste 500 de locuri de muncă. Asta este un semn. Statul român va rămâne cel puțin la același nivel de seriozitate, abordând cu maximă responsabilitate politica față de investitori, politica față de mediul de afaceri. În acest sens, avem la nivel guvernamental, ca începând cu trimestrul 2 anului 2009, să nu mai impozităm profitul reinvestit, tocmai pentru a susține investițiile, pentru a susține și menține locurile de muncă. De asemenea, anul acesta, Guvernul, prin proiectul de buget, a alocat cea mai mare sumă vreodată în România pentru susținerea investițiilor, că e vorba de infrastructură, că e vorba de infrastructură din transport, din mediu, din sănătate, agricultură, educație,
sau toate celelalte domenii. De asemenea, dorim pe această cale să sprijinim și mediul de afaceri prin susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, prin posibilitatea de a avea credite prin băncile, atât cele care au filială în România, cât și mai ales prin CEC și Exim Bank, care vor fi capitalizate și de statul român, astfel încât mediul investițional, chiar în condițiile crizei economice, să beneficieze de un parteneriat cu Guvernul României în vederea realizării obiectivelor pe care le avem. Este, o, repet, o realizare impresionantă ceea ce se observă astăzi aici. Grupul Eger nu numai că are 16 fabrici, are și filiale în 6 țări ale lumii. Printre cele mai puternice filiale, am înțeles că sunt cele din România, de aici, de la Suceava, astfel încât, pe de o parte, le mulțumesc în numele Guvernului României pentru seriozitate și pentru modul în care au înțeles să facă investiții serioase în România. Îi asigur de sprijinul guvernamental în limita condițiilor legale pe care le avem la dispoziție. Sunt sigur că președintele Consiliului Județean, domnul Flutur, în colaborare cu autoritățile locale, va oferi în continuare sprijinul logistic pentru utilități, astfel încât această investiție să beneficieze de sprijinul local și, în măsura posibilităților, și Guvernul Național se va implica în susținerea unor asemenea demersuri. Mi-a plăcut foarte mult logo-ul pe care l-ați avut, More from Wood, eu zic More from Eager, din Suceava, din România. Succes și numai bine! Dacă pe agenda premierului figura și un scurt popas la hotelul Geralds, coloana oficială a virat brusc către Botoșani pentru a evita astfel întâlnirea neprevăzută cu un grup de preoți rădăuțeni care doreau să pună câteva întrebări premierului și a căror mașină a fost blocată pe platforma fabricii de către SPP și poliție. Păi am înțeles că azi vine primul ministru în oraș. A fost, a plecat. Eu am înțeles, el a timpul trecut. Da. Am înțeles că vine primul ministru și ne-am gândit că e bine să e o zi deschisă vizitatorilor fabrica aceasta, investiția la noi, și noi ca oameni responsabili am mers să îi spunem bine ai venit primul ministru, că e și primul ministru al nostru. Să-i ducem și o floare, să întrebăm ce planuri economice mai are pentru Rădăuți, să întrebăm și despre... Am auzit că se face o nouă fabrică cu tot felul de componente, mai mult sau mai puțin periculoase, și lucrurile acestea, nefiind explicit publicate, aduse opinii publice, atunci nasc tot felul de temeri pentru noi și pentru copiii noștri. Și atunci am mers să clarificăm lucrurile acestea, că e și prim-ministrul nostru. Și am ajuns acolo... O coloană de vreo 20 de mașini a făcut un circuit acolo, nu cunosc perimetru, de unde până unde, n-a fost nicio barieră, n-a fost niciun fel de interdicție, niciun semn de stop, niciun agent, nici civil, nici privat, nici particular. Și am crezut că această coloană se va opri undeva și acolo vom putea să îl vedem și să vorbim cu domnul prim-ministru. Coloana nu s-a oprit, a ieșit pe parte și a plecat spre Botoșani. Și atunci... De undeva au apărut două bariere, nu știu de unde au apărut două bariere și ne-au închis. Și au spus că e teren privat, de ce am intrat? De ce ne-am intercalat în coloanuri? E fals. Nu ne-am intercalat în niciun fel de coloană. Am mers la 100 de metri în urma unei coloane. Pentru că noi când am intrat în spațiul respectiv, era un domn și am întrebat, mașina primului ministru e în această coloană? Zice, da, e a doua. E a doua. Și atunci am mers după, la 100 de metri, 80 de metri după coloană. Ei au plecat. Au apărut niște bariere și foarte obraznici și ne-au ținut acolo ce căutăm, că e spațiu privat. Zic, dacă e spațiu privat, trebuie să fie delimitat de ceva. N-a fost nimic, și eu nu cunosc zona. Și am înțeles că e o zi de vizită, nu? Și am înțeles eu. Și am fost vreo 10 preoți din oraș și din zonele apropiate. Ne-au ținut vreo 20 de minute, au apărut tot felul de domni cu mâinile în buzunare, civili care vreau să ne legitimeze și nu era problema lor să ne legitimeze. După aceea am cerut explicații să ne dăm jos, să vorbim cu ei. Foarte mulți din angajații fabricii pe ascuns ne încurajau și ne făceau semne și din afară clădirii și din interiorul clădirii. Nu știu de ce, o să aflăm probabil. Simpatizau cu noi. Pe urmă a venit angajații fabricii pe diverse niveluri, nu știu ce funcție aveau, nu se legitima niciunul.
au spus că vor să, mi-au dat un telefon să discut cu șeful fabricii și am refuzat. Eu nu aveam problemă cu șeful fabricii, aveam cu prim-ministrul meu problemă, nu cu el. Da, dar am aflat după pe ce teritoriu sunt. Eu n-am știut pe ce teritoriu. N-am știut. Păi și am întrebat ce urmează în problema asta, că suntem responsabili pentru ce am făcut și înțelegem să fim penalizați dacă am greșit cu ceva. Ei au recunoscut că n-au avut interdicție de intrare și nu era nicio barieră. Eu n-am știut, n-am avut unde să știu. Și pe urmă, coloana nu mai era și a venit poliția. Și poliția a spus că cei de la fabrică nu fac nicio plângere împotriva noastră și să ieșim de acolo, să mergem la poliție. Cu mare bucurie, pentru că au vrut să evite presa. Asta a fost toată povestea. Să nu vină cumva presa acolo și să apară fabrica lor într-o... Dar presa a fost. Când s-a întâmplat acest incident, nu mai erați, ați plecat toți acolo. Cam asta s-a întâmplat. Și acum m-a sunat domnul primar de vreo un sfert de oră și mi-a întrebat ce căutăm și am spus că se vestejesc florile. Dacă am fost primiți ca niște tâlhari acolo și tratați ca niște nemernici, n-am mai putut să dăm florile primului ministru să avem conversația cu el. Ne pare rău, dar asta nu înseamnă că nu o să ne întâlnim cu el. O să ne întâlnim cu el. Era frumos să ne întâlnim și cu cei care au fabrica aceasta, să avem o discuție elegantă, dacă așa înțeleg ei să ne trateze. Cam asta e, da? Dumnezeu e mare. Invitat în studioul nostru este în acest moment deputatul Mircea Irimescu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Așa, după cum ați promis chiar din campania electorală, văd că vă țineți de cuvânt și veniți să spuneți telespectatorilor noștri ce mai e nou în politică, la capitală, la județ, la nivel local. Da, eu sunt bucuros că am acest prilej, mi se oferă acest prilej de a comunica oamenilor din cele ce le văd și le trăiesc și eu la București. Am avut perioada din urmă, mi-a fost dat să trăiesc un lucru deosebit, am participat în toate orele și de la început, fără să lipsesc niciodată, de la dezbaterea privind legea bugetului, ceea ce este un lucru deosebit, în sensul că este o lege complexă, o lege foarte importantă și care dă prilejul unor confruntări care spun multe despre starea în care ne aflăm în momentul de față. Și starea economică, și starea politică am în vedere. Puteți influența cu ceva bugetul? Din păcate, nu. Vreau să spun că prin structura acestui parlament, așa cum s-a creat el, acest parlament poate funcționa și fără 150 de parlamentari. Ea o majoritate așa de pronunțată și o opoziție atât de redusă, încât nu contează votul a 5 persoane, cum ar fi în alte împrejurări în care sunt parlamente echilibrate. Nu contează nici votul a 50 de persoane, dar nu contează nici votul a 150 de deputați. Asta se întâmplă în Parlament, dar în Parlament. Pe comisii tot așa este? Același lucru. Deci proporția din plenul Parlamentului se regăsește în fiecare comisie. Deci, practic, în momentul de față, se pot lua orice hotărâri fără să conteze, măcar ca prezență fizică, un număr apreciabil. Este o situație cu totul excepțională. Probabil că s-a mai întâlnit atunci pe vremea FSN-ului, când era. Prin urmare, la dezbaterile privind legea bugetului, au lipsit din sală, în permanență, între 150, 180 și 200 de persoane. Și au lipsit cine? Vedetele. Cei pe care îi vedem la talk show-uri. Veneau, făceau prezența, unii nu veneau deloc, nu vreau să dau nume, dar vreau să spun care este atmosfera, că asta m-ați întrebat. Și s-a văzut clar că bugetul a fost o chestiune negociată, stabilită între partenerii de guvernare la mici amănunte și nu au permis niciun fel, nici măcar propriilor lor parlamentari, niciun fel de amendament la el. Nu puteți să dați un vot de blam. Puteți atunci să ajutați?
pe comisii, prin un sfat bun, prin o contribuție? Nu numai asta. Printr-o comportare competentă și serioasă se pot face lucruri bune în timp. Se pot face. Eu am avut prilejul toată perioada aceasta să admir doi colegi de la UDMR în cadrul Comisiei de Cultură și am văzut cum se pregătesc, am văzut cum se prezintă și în plen și am văzut acest lucru. Că în mod repetat, spunând lucruri reale, de bun simț și într-un cadru civilizat și democratic, dar cu seriozitate, aceste lucruri au urmare. Până la urmă. Mi-ați cerut cu ceva timp în urmă să vă trimit la București niște fotografii de la orfelinatul Sfântul Ierarh Leontie. Pentru că aveam în detaliu, aș spune chiar, începând cu cele din avion și terminând cu cele din chiar de la locul faptei, v-am trimis. Pentru ce motiv? Eu am depus un amendament la legea bugetului și l-am susținut și în plen pentru finanțarea prin bugetul de stat a finalizării lucrărilor la așezământul de copii al Mănăstirii Bogdan Vodă. Ați luat cuvântul în plen? Am luat cuvântul în plen pe chestiunea aceasta, am depus în scris, deci a fost tot procedura până la capăt. Suma pe care o solicitam era foarte mare când se lega de faptul că este vorba de un orfelinat. Că aș spune la urmă ce este? Păi uitați copii, orfelinat, nu știu ce. Nu are nimeni reprezentare la nivel central că este un complex de clădiri cu totul deosebit, că este o formă de orfelinat cu totul special. Copiii mare de România. Da, copiii trăiesc cu totul special. Și disperat pentru faptul că nu puteam explica, simțeam că vorbele nu mă ajută ca să explic că este vorba ceva, am apelat la această formulă de a aduce foarte multe fotografii, s-au făcut niște dosare și 50 din aceste dosare s-au dat la 50 de persoane care erau cele mai importante în structura Parlamentului pentru a susține. Suma era foarte mare pentru ce se cerea în general și se făcea trimitere că păi asta e ceva pentru biserici. La biserici se dădeau sume de 50.000 de lei de, dar aici erau 500.000 de lei, era mult și s-a respins. Dar acum am convingerea că putea să fie și o sumă mică și tot se respingea. Politică locală. Fără îndoială, fiind la București, țineți pulsul politicii de la nivel de județ și de ce nu din zona orașului Rădăuți. Domnul Juravle și-a dat demisia da. De la Suceava și de aici un șir întreg de evenimente. Au fost frământări în PNCCD. Frământările din PNCCD nu sunt izolate. Sunt legate de contextul politic actual. Nu mă ascund că există o aripă în PNCCD care este foarte apropiată de PDL. Se vorbește că este chiar o filială, să spun. N-am, în sfârșit, poate am spus prea mult. Dar ca să sugerez despre ce este vorba, de ce este legată strâns de PDL. Și domnul Juravle este pe această poziție. Există o altă aripă în care încearcă să păstreze partidul ăsta cu o identitate proprie și cu o politică proprie și încearcă să zgăsească... Deci grupuri PNCCD da. La nivel național. Ciuhandu și Miluț. Și Miluț, da. Dar Ciuhandu nu este el cel care... Președintele acelui grup este Radu Sârbu, de la Cluj, care se spune că este finanțat de Pascani, care Pascani este foarte apropiat de Boc și prin aceasta apropiat de... Ați avut interferențe cu unul din aceste grupuri, cum la fel ați trecut puțin și prin liberalism, datorită alegerilor și protocolului la nivel de alegeri. Da, deci problema... Eu mi-am prezentat punctul de vedere în legătură cu această problemă din partidul, la nivelul Partidului Național Țărănesc în felul următor. Nu aderez nici la un grup, nici la celălalt grup. Trebuie să epuizez într-o perioadă de timp toate resursele care le-am de a unifica aceste două grupuri. Și ca atare, în permanență, în această perioadă, de câte două ori pe săptămână, am dus negocieri la nivelul conducerilor și cu unii și cu alții. Este un proces foarte dificil, vreau să spun. Sunt câteva semne de progres, dar nu se poate trage o concluzie că s-a făcut pasul decisiv, dar eu sper acest lucru. În momentul în care această tentativă de unificare la nivel central în PNCCD, să zicem,
s-a realizat, atunci eu rămân cu PNCSD-ul și consider că mi-am adus o contribuție politică importantă chiar la viața românească. Analizând cele spuse de dumneavoastră, pot trage o concluzie. Sunteți în opoziție, cum ați declarat, dar dacă ați trece instantaneu într-una din cele două bărci a PNCSD-ului, ați putea deveni un parlamentar la putere. Poate că dacă ați fi fost un parlamentar la putere, ieri când a vizitat primul ministru a României Rădăuțiu, ați fi fost și dumneavoastră în staff acolo prezent. Da, ori iau un pic din prima parte a întrebării. Deci, aripa lui Miluț nu e, n-ar fi la putere nici cum președintelui Miluț în PNCCD. Deci nu ambele aripi sunt la putere. Nu, una. Una din ele. Deci la una deci, anume. Tărănist fiind, treceți la cealaltă și sunteți deja parlamentar la putere. Nu, nu. E mult. Forțăm lucrurile. Nu. Dar, aici este un lucru. Îmi arăt pe față nemulțumirea că la vizita primului ministru la Rădăuț, eu care sunt parlamentarul acestui colegiu electoral, în această circunscripție, pe colegiul 6 Rădăuț, sunt parlamentar titular, nu am fost invitat. Este un naraf pe care îl observ și sus. De a izola orice opoziție, de a izola orice punct de vedere diferit care ar putea, mă rog, deranja, să zic, nu influențez decisiv. Încă o dată, puterea are niște pârghi în momentul de față de a-și impune orice dorește. Dar, totuși, exercițiul democratic presupune o opinie adversă. Eu am fost oprit pe stradă de oameni care îmi atrag atenția că nu este bine să se facă această dezvoltare a investiției de la Eger pe motive de mediu. Oameni care sunt specialiști în domeniu? Poate că sunt specialiști. Eu îi iau ca oameni responsabili. Sau oameni care sunt aproape de Ion Creangă și de drobul de sare. Nu. Eu îi iau ca oameni responsabili. Și pentru asta eu nu cer să nu se facă investiția, dar cer dezbaterea. Dezbaterea trebuie să aibă loc. Și atunci să vină și specialiști, să se aducă dovezi, să putem citi mai multe, să ni se prezinte ceva studii, organele statului abilitate în domeniu să-și spună punct de vedere, toate ca lucruri premergătoare luării deciziilor. Ca altminte, vom ajunge în situația ca presați, că am văzut că premierul s-a și pronunțat deja că e bine să se facă această investiție. Ei, în această situație noi ajungem ca la decizii o luăm acum sau nu? Da, o luăm acum sau nu? Că altminte, uite, să pierde investiția, locuri de muncă și imediat începe povestea cu criza și noi ne putem trezi cu această unitate, nu știu, dar care ar putea fi... Da. Am parcurs de la nivel național, nivel județean și iată că ne-am apropiat de nivelul local, am coborât, cum s-ar spune, cu picioarele în stradă. Ziarele de astăzi titrează pe prima pagină conflictul din fața primăriei municipiului Rădăuț. Nu cred că are vreo importanță cine sunt autorii acestui conflict, ci de maximă importanță este faptul că lucrurile se petrec în miezul zilei, în fața unei instituții publice și mai ales a primăriei municipiului Rădăuț. Nimeni nu intervine. Da, este cu totul regretabil. Eu nu vorbesc de lucrurile care din capul locului de condamnat, ca aspect de ordine publică, să spun, cu lucru violență publică pe stradă. Asta nici nu discut. Dar eu discut lucrurile într-o cauză a lor oarecum mai ascunsă, să zic așa. Totul legat mereu de această atmosferă conflictuală care se întreține în jurul conducerii primăriei. Dacă observați, orice conflict care apare, pe orice temă, până la urmă duce într-un anumit punct și acel punct vine din modalitatea de a conduce, modalitatea de a aborda problemele orașului și mai ales câtă toleranță există pentru opiniile contrare. Unde se va ajunge? Eu sper să intervină cineva totuși. Eu sper că aceste lucruri, prin faptul că sunt făcute publice, faptul că sunt repetate, că sunt de notorietate, acum toți cetățenii știu de asta, trebuie cineva să ajungă în situația să ia o decizie față de persoanele care sunt implicate. Fie o tragere la răspundere, fie măcar o atenționare foarte serioasă ca maniera, eu nu zic miezul lucrurilor, dom'le, miezul lucrurilor poate că e firescul lor. Fiecare arată ce poate, fiecare dovedește ce poate, fiecare luptă politic așa cum știe să o facă cu mandatul popular pe care l-a obținut, că s-a obținut pe vot. Da. Deci asupra lucrurilor astea nu le comentez. Dar maniera în care se fac lucrurile astea,
Nu? Suntem totuși într-un anumit an, după 20 de ani, să zicem, de reluare a democrației. Suntem într-un oraș chiar cu tradiții democratice foarte vechi, rămase chiar în inima și în sufletul oamenilor peste perioada comunistă, cu lume destul de mult de un nivel acceptabil, să zic așa, central european, și să ne trezim cu bătăi. Acum e o bătaie, pe urmă iarăși bătaie. Lucruri foarte urât, nici în curtea școlii, nici elevii nu pot să fie tolerați comportându-se în felul ăsta. Da. Deci e regretabil cu totul. Să spunem că lucrurile vor lua o turnură ascendentă și că lucrurile ascendentă spre bine și că lucrurile se vor așterne în bine. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean și vă aștept cu plăcere și altă dată. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Rubrica Sfatul Medicului va aduce un nou episod din întâlnirea cu doctorul Dan Rusu. Bună ziua! Așa cum am promis săptămâna trecută, ne reîntâlnim pentru a discuta alte câteva probleme legate de maladia psihică, de psihism, de psihiatrie, despre unele probleme ale comunității privite prin această optică. De fapt, pentru început trebuie să ne precizăm și este necesar să ne precizăm câțiva termeni. În largă accepție, psihiatria se ocupă, nu-i așa, de nebuni, iar în acest caz psihiatru devine un personaj destul de ciudat al comunității, un fel de doctor de nebuni. Cât adevăr este aici, rămâne de văzut. Dar să nu uităm, și data trecută am tras câteva semnale de alarmă, ne aflăm într-un anumit sens într-un al 12-lea ceas. Vă mai amintiți de data trecută că în fiecare an aproape 60.000 de oameni mor numai în Uniunea Europeană din cauza actelor, din cauza suicidului, a sinuciderilor. Acesta este o dată extrem de îngrijorătoare. Vă mai amintiți de data trecută că cel puțin unul din patru oameni a avut cel puțin o dată în viață o problemă, o mică sau mare tulburare psihică? Vă mai amintiți de data trecută că una din șase femei a avut cel puțin o dată în viață un episod depresiv? Să ne mai amintim tot de data trecută că până în 11 ani trec foarte repede. Maladia depresivă va ajunge pe locul întâi de handicap în Uniunea Europeană. Sunt date care nu pot fi escamotate, date care impun atenția noastră și mai ales impun înțelegerea noastră. De fapt, istoria este cu mult mai veche și pornește de la comprehensiunea, de la înțelegerea, de fapt de la un termen. Termenul de nebun. Bine, dacă vorbim de nebun, prin opoziție, este firesc că trebuie să vorbim de cel bun. Și să vă zic un secret. Întotdeauna cel bun sunt eu. Întotdeauna cei buni suntem noi. Iar cei nebuni sunt alții. Este el. Cel care, într-un anumit sens sau în alt sens, este altfel decât noi. Este o rană veche a gândirii și culturii noastre. Pentru că altfel decât noi pot fi foarte mulți. Unul este mai gras, altul este mai slab. Unul este mai înalt, altul este mai scund.
Unul, cum să spun eu, urcă un trotuar sau o treaptă mai dificil din cauza că are un anumit handicap. Unul este mai blond, altul este mai brunet. Să nu zâmbim, n-au trecut nici 70 de ani de când ei, cei blonzi, erau singurii care, să zicem așa, meritau să trăiască. Ei erau arieni. Și aceasta era o politică de stat. Prin urmare, iată cât de infantile, cât de stupide, cât de simplisime pot fi anumite idei, anumite concepții de ale noastre. O istorie absolut asemănătoare o are și nebunia. Nu seamănă cu noi, deci sunt nebuni, noi suntem cei buni. Noi, cei buni, am edificat de-a lungul timpurilor toate societățile noastre umane. Cât de bune sau cât de rele au fost, cât de înțelepte sau de neînțelepte au fost, nu e necesar decât să răsfoim un pic cărțile de istorie. Să ne aducem aminte de milioanele de țărani ucrainieni, de miile de soldați ai vechii armatei roșii, uciși cu cinism de către un Stalin și de către regimul său. Acum îi numim anormali. Atunci era totul absolut normal, cel puțin pentru ei. Să ne amintim de Pol Pot în Cambodgia și de khmerii săi roșii. Să ne amintim de piramidele acelea de capete. Ei erau cei normali. Îi omorau pe cei care îi se împotriveau, pe cei care nu erau buni. Să ne amintim de nazism și de istoria fascismului în Europa, de milioanele de oameni uciși pentru că nu erau acceptați, pentru că erau altfel, după cum spuneam și la început. Vedeți, deci, totul este în funcție de cum privim lucrurile. Să vă dau un simplu sau un singur exemplu. Cu mult timp, cu foarte mult timp în urmă, în Grecia antică, noi așa, bogații timpului, aristocrații timpului, aveau o viață familială, să zicem, normală pentru acele timpuri. Erau căsătoriți cu o doamnă mai mult sau mai puțin serioasă a cetății. Nu exista adulter. De fapt, a înșela pe soția acelui nobil cu o femeie, nu-i așa, de condiție mai modestă sau de cultură mai joasă, într-adevăr, era o rușine în fața cetății. Însă nimeni, dar absolut nimeni, nu avea nimic împotrivă când aristocrații erau însoțiți la timpul respectiv de efebi, de tineri frumoși, despre care absolut toți știau că, mă rog, întrețin cu aristocratul respectiv relații nu tocmai foarte, foarte, foarte cuminți. Deci, homosexualitatea era privită ca ceva quasi normal. Mult timp apoi, de regulă în Evul Mediu, homosexualitatea a început să fie hulită, a început să fie demonizată, iar de foarte puțin timp, e vorba de ani, de câteva, poate chiar zeci de ani, se reconsideră cultural, după cum știm cu toții, la nivelul Uniunii Europene, acest concept. Și poate nu aș fi precizat toate acestea dacă ele nu s-ar lega foarte strâns cu ceea ce înțelegem, cu ceea ce concepem noi la ora actuală și de-a lungul timpurilor despre nebunie. Și aici istoria este foarte veche. Vedeți, în societățile primitive, în acele, de fapt, fericite și simple societăți primitive, nebunul avea în cadrul comunității
o altă, o cu totul altă poziție decât la ora actuală. Era privit cu respect, era privit cu venerație, era temut chiar. Și aceasta dintr-un motiv a cărei înțelepciune s-a pierdut de-a lungul secolelor sau mileniilor. Această înțelepciune exista în faptul că el, nebunul, în ghilimele, putea vedea lucrurile altfel, putea înțelege lucrurile altfel, pur și simplu oferea comunității primitive o altă viziune, iar o altă viziune, în foarte multe situații ale societăților, ar fi atât de utilă, atât de utilă. Situația s-a schimbat radical odată cu Evul Mediu. Odată cu Evul Mediu, lucrurile au devenit foarte simple. De ce foarte simple? Pentru că exista o logică. Care era acea logică? Diavolul. Diavolul intra în oricine care nu era asemenea nouă, deci și în persoana nebună. Pentru început, rezolvările erau foarte simple. Spre exemplu, în cetățile germane, aflate la malul unor râuri, nebunul era așezat într-o barcă și era lăsat la voia întâmplării să fie dus undeva în altă parte, într-o altă cetate, într-o altă comunitate și să se descurce fiecare cum poate. Ulterior, Inchiziția a găsit mijloace mai radicale, mai puternice și, Doamne, printre acele sute de mii de victime arse pe rugurile întinse în toată Europa medievală, alături de vrăjitori, alături de indezirabili, câți nenorociți cu tulburări psihice nu și-au găsit sfârșitul. E foarte interesant, dar în istoria medievală a nebuniei, o strânsă legătură a existat cu ceva foarte neașteptat. Cu ce anume? Cu lepra. Până în perioada ultimelor cruciade, lepra a explodat aproape pandemic pe teritoriul Europei medievale. În toată Europa se înălțau leprozerii. Se pare că pe tot spațiul creștinității ar fi existat peste 19.000 de mari leprozerii. Totuși, la un moment dat, valul de lepră s-a stins. S-a întâmplat ceva oarecum neașteptat. Toate aceste nenumărate leprozerii, toate aceste clădiri au rămas goale sau aproape goale. Bineînțeles, erau ocolite de către oamenii timpului, pentru că nu e așa, acolo, pe coridoarele acele nesfârșite, în încăperile acelea nesfârșite, se cuibărea boala, poate diavolul. Este foarte ciudat, dar la un moment dat, tocmai pornind de la aceste vechi clădiri ale leprozeriilor, care trebuie să recunoaștem existau ca un mare inventar, ca o mare avere în ultima instanță a statelor respective, în aceste leprozerii au început să se înființeze așa numite, hai să zicem așa, spitale generale. În aceste spitale cu adevărat era iadul. Erau adunați de avalma tâlhari, văduve, datornici, hoți de buzunare, bolnavi psihici. Condițiile erau crunte.
oamenii erau legați în lanțuri, li se arunca mâncare pe jos. Era exact ca un iad pe pământ. Nu foarte mult timp după aceea, o parte din aceste spitale generale au început să fie, să zicem, repartizate doar pentru diverse categorii de bolnavi psihici, de nebuni la timpul respectiv. Condițiile, credeți-mă, nu difereau cu nimic de vechile spitale generale. Bolnavii erau legați în lanțuri sau cu funii, li se arunca mâncare pe jos și rata de mortalitate era înfiorătoare. Odată memorabilă în acest mic viu istoric al nebuniei, a reprezentat-o însă anul 1793. Totul se întâmpla la Paris, când un medic al timpului, de fapt un geniu al timpului, doctorul Philippe Pinel, a făcut un gest memorabil și care a rămas în istoria medicinii și cu atât mai mult în istoria psihiatriei. Ce a făcut acest Philippe Pinel în anul 1793? Ne aflăm la Salpêtrière, un mare, foarte mare spital, într-un pavilion rezervat femeilor cu tulburări psihice majore. Evident, conform vechiului model, bietele, femei erau înlănțuite, legate, pentru că nu-i așa, erau foarte periculoase. Philippe Pinel însă a făcut ceva, cum spuneam, memorabil. În anul 1793 a desfăcut lanțurile, respectiv a eliberat acele paciente internate la celebrul spital Salpêtrière. Dacă până în acel moment toate clădirile vuiau de țipetele bietelor înlănțuite, odată cu eliberarea lor, s-a petrecut ceva foarte ciudat și de neînțeles pentru contemporanii lui Pinel. Și anume ce? Liniștea. Bolnavii psihici, odată eliberați, au devenit mai liniștiți. Au început să comunice. Vedeți ce gest de profund umanism, vedeți ce gest cu profundă proiecție în comprehensibilitatea, în înțelegerea conceptului de nebunie. De atunci au urmat nenumărate ore, să zicem așa, astrale, cum spunea Zweig, în istoria psihiatriei. Să nu uităm de debutul și explozia psihanalizei lui Sigmund Freud, să nu uităm de psihologia umanistă din anii 70, de la Palo Alto, în California, să nu uităm de psihologia transpersonală a momentului. Deci, să nu uităm de toate acele descoperiri care în ultimă instanță au pornit de la ei, de la bolnavii psihici și undeva pe drum și poate chiar la destinație ne-am înțeles noi mai bine. Ne-am înțeles noi ca oameni mai bine, ca psihism mai bine, ca sens, ca destin. Să nu uităm de asemenea însă nici de părțile întunecate ale psihiatriei, să nu uităm de regimurile totalitare în care psihiatria a devenit o temniță modernă, iar psihiatru o sumbră figură de temnicer al contemporaneității anilor respectivi. La ora actuală, noi, psihiatrii, ne lovim de un moment, de un spectacol oarecum discordant. Pe de o parte, marile cuceriri ale medicinii moderne, noi metode de tratament, atât medicamentos cât și psihologic, pe de o parte, iar pe de altă parte,
o mentalitate. O mentalitate care, de foarte multe ori, fapt incredibil, nu depășește medievalismul timpuriu. Ca psihiatru, trebuie să vă mărturisesc că de inadmisibil de multe ori m-am lovit de o realitate. Boala psihică este o boală rușinoasă. Și această prejudecată, această prostie, se află în mintea extrem de multor persoane din comunitatea noastră. De câte ori mi-au venit pacienți sau paciente, tineri, în stadii avansate de boală și întrebându-i pe părinți, aflam ceva năucitor. Știți, domnule doctor, nu am adus-o sau nu l-am adus pe băiat sau pe fată, pentru că ne era rușine. Ce-ar fi zis vecinii noștri sau rudele sau strada sau satul, comuna? Dacă ar fi știut și ar fi aflat că băiatul sau fata noastră s-a internat la psihiatrie. Și doar știți că atât tulburarea psihică, ca orice boală, ca o bubă, cu cât o aduci mai târziu în fața medicului, cu atât este mai greu de tratat, uneori chiar imposibil. Este un mare păcat pentru acei părinți la care, iată, o sumedenie de tineri sunt și acum, alții deja trecuți de prima tinerețe, cu tulburări psihice cronicizate tocmai datorită unei prejudecăți vechi a părinților lor. Nu există boală rușinoasă. Se moare și din cauza unui cancer, se moare și din cauza unui accident auto, se moare la fel de bine și la fel de, nu-i așa, de definitiv. Și în urma unui complicații într-un delirium tremens, și bineînțeles se moare și în urma unui act autolitic. De foarte multe ori, mulți pacienți au venit la psihiatru, au fost aduși la psihiatru, abia în urma unei tentative sau unei tentative, că după un act autolitic, în niciun caz nu mai are treabă psihiatru. În urma unei tentative autolitice, psihiatru nu poate decât să constate că boala este deja instalată și, bineînțeles, cu reducerea corespunzătoare a multor șanse de succes rapid. Credeți-mă, un exact același mecanism funcționează și în cadrul comunităților. Noi, ca și comunitate, uneori ne escamotăm rănile. Nu ni le recunoaștem. Ce răni? Sunt foarte multe răni. Delicvența, prostituția și, în general, rata sinuciderilor. Credeți-mă, în spatele fiecarei din aceste răni de care vorbesc se ascunde multă suferință, și în spatele delicvenței și în spatele prostituției, nu mai spun în spatele unui act autolitic. O să spuneți, de ce delicvență, ce suferință se ascunde, s-ar putea ascunde. Îmi aduc aminte de cuvintele unui scriitor italian care ne avertiza pe undeva prin mijlocul secolului trecut: gândiți-vă la criminali, că oricât de fioroși, oricât de groaznici ar fi acești criminali, și acești oameni au fost și ei copii, au crescut, au zâmbit, poate s-au așteptat la altceva. Ce s-a interpus între copilul inocent de atunci și criminalul
fioros de acum. Nu ghiciți? Ne-am interpus noi, societatea. Ceva s-a întâmplat în acest, cum să spun eu, contact între copilul în creștere și adultul de azi și societate. Ne recunoaștem, oare, noi, ca și comunități, aceste răni, delicvență, prostituție? De regulă, nu. Le scamotăm sub diferite închipuiri sau măști. Să nu uităm, de asemenea, că războaiele, regimurile politice corupte, crizele, iată, crizele economice, crahurile de orice natură, duc în mod aproape mecanic la creșterea unor astfel de răni ale comunităților. Mecanismele sunt foarte multe, uneori extrem de subtile. Spre exemplu, să ne aducem aminte vis-a-vis de aceste stări de război dintre comunitate, dintre noi, dintre individ și ceilalți care nu sunt ca noi. Pentru că este o stare de război. Oare de unde derivă? Ca să aflăm de unde derivă, trebuie doar să mergem și să înconjurăm puțin sediul statelor, Organizației Națiunilor Unite din New York. Și undeva există săpate niște cuvinte. Într-un loc unde cu mulți ani în urmă, dacă nu mă înșel, cam prin 1965, un binecunoscut militant politic pentru pace și-a dat foc. Iar acolo, în acel loc, sunt săpate următoarele cuvinte. Pacea este absența fricii. La originea tuturor acestor mici războaie, sau mari războaie, mari războaie între națiuni, mici războaie între comunități, și avem chiar în contemporanitate, știți prea bine, sau mici, foarte mici războaie între mine ca individ și cel care nu este asemenea mie, este un mic război. Dacă stăm și cercetăm profund aceste lucruri, vom vedea că la originea tuturor se află frica. Bineînțeles, asta este o cu totul altă discuție. În această stare de suferință, mare sau mică, la nivel de comunitate sau la nivel de individ, foarte puține sunt persoanele care au timp și capacitatea de a înțelege cu adevărat problemele individului și uneori ale comunității. Cine? Printre aceste foarte puține persoane se numără, da, el, doctorul de nebuni, psihiatrul și psihologul. Există o echipă, de fapt, terapeutică, cea mai logică în această ramură medicală între psihiatru și psiholog. Ei au de foarte puține ori timpul necesar, dar și-l găsesc și-l creează pentru a asculta și a înțelege. Cât putem face noi, psihiatri, psihologii, pentru a alina, a înțelege, a trata toate aceste suferințe ale individului, în primul rând, rămâne de văzut. Important este că se încearcă, important este că se tratează. Important este că în această suferință individul uman nu este singur. Și apoi aș încheia cu niște cuvinte dragi mie, foarte dragi mie, rostite de către Confucius cu multe mii de ani în urmă.
Și anume, decât să protestezi împotriva întunericului, mai bine aprinde o lumânare. Noi, psihiatrii și psihologul, încercăm tocmai să aprindem această lumânare și să luptăm prin această mică sau mare lumină împotriva suferinței. Vă propun ca, pentru data viitoare, să aflăm împreună optica celeilalte jumătăți ale echipei terapeutice, psihiatrice, respectiv a unui psiholog. Vă mulțumesc! În finalul emisiunii noastre de astăzi vă lăsăm în compania ansamblului folcloric Florile Bucovinei, astăzi cu dansuri din Oaș și Bistrița. Thank you.